formând un crater cu un diametru de 8 metri. Nu s-a înregistrat un nivel ridicat de radiații în zonă, spun oamenii de știință ruși. Rămășițele meteoritului urmează să fie recuperate din lac. Peste 950 de persoane au fost rănite în Rusia după ce meteoritul de 10 tone a explodat în zona munților Urali. Doi dintre răniți sunt în stare critică. Trei mii de clădiri au fost afectate, între care 34 de spitale și peste 300 de școli. Un alt meteorit ar putea intra în atmosfera Pământului în următoarele ore, anunță șeful unui observator astronomic din Rusia. Obiecte luminoase care cădeau din cer au putut fi văzute în această dimineață din mai multe orașe rusești aflate în zona munților Urali. Acestea au fost urmate de explozii puternice ce au provocat haos printre locuitorii a cel puțin 6 localități. Undele de șoc au provocat prăbușirea acoperișului unei fabrici de zinc din Celiabinsk, precum și spargerea a mii de geamuri. Sute de persoane, dintre care peste 10 copii, au fost rănite. Revenim acum la vizita președintelui Băsescu la Vatican. Avem imagini cu șeful statului. Vă spuneam că un pic mai devreme Traian Băsescu a participat la o recepție oferită de ambasada României la Vatican după primirea de către suveranul pontif. Aveți acum imagini cu președintele fiind primit în audiență la Benedict al XVI-lea. Traian Băsescu este printre ultimii șefi de stat primiți la Vatican în audiență după anunțul privind retragerea suveranului pontif pe 28 februarie. Am avut astăzi o întâlnire care va rămâne în sufletul meu pentru tot restul vieții, spunea Traian Băsescu după această întâlnire. Întâlnirea cu Papa Benedict al XVI-lea va rămâne un eveniment nu politic, ci unul de suflet, în care am întâlnit un om, un papă mai puternic decât acela cu care m-am întâlnit în 2008 la Palatul Gandolfo. Am avut sentimentul că în fața mea era un papă care nu avea decât un mesaj: vreau să fii bun. Un om care, prin privire, prin vorbă, prin inteligența frazelor, nu spunea decât că are de comunicat pentru viitor. Ionuț Cristache este cu noi prin telefon. Ionuț, bună ziua! Ionuț Cristache, mai ești cu noi, da? Bun găsit, da. Mai spune-ne câte ceva despre aceste imagini pe care le-ai trimis un pic mai devreme. Bănesc că vedeți în imagini întâlniri dintre președintele Traian Băsescu și Papa Benedict al XVI-lea. Este o întâlnire care s-a dus în prima parte a zilei.